Dați-mi voie să le spun bună seara și invitaților mei, doamna psiholog Cristina Zaharia, să rămână, bine ați venit. Bine v-am găsit. Domnul profesor dr. Tudorel Butoi, de asemenea psiholog criminalist, bună seara. Vom avea nevoie de experiența și de cunoștințele dumnealor, pentru că vă propun ca în această seară, dacă vreți să elucidăm misterul morții lui Mihai Eminescu. Dacă veți mai avea de adăugat ceva, vă așteptăm și pe Facebook-ul emisiunii, dar cred că în această seară vă vom aduce câteva argumente absolut dărâmătoare pentru cei care sunt împotriva acestei teorii. De asemenea, vom vorbi în această seară și despre crima care s-a întâmplat la Telorman, mai bine zis despre autorul ei, pentru că se fac în această anchetă pași importanți către dovedirea celui care a comis această fără de lege. Sunt Sorin Ovidiu Bălan și vă invit să vă alăturați nouă. Sunteți pregătiți? Să-i dăm drumul! Așadar, continuăm și acesta este ultimul episod. Ultimul episod propus de noi, evident, dacă vor veni din partea dumneavoastră și alte propuneri. Vom continua acest serial. Eminescu, al nostru, continuăm să afirmăm că a fost asasinat. Eminescu, al nostru, nu a murit de sifilis. Eminescu, al nostru, a fost ucis de o conspirație mondială. Aici, la Brigada Mobilă, am încercat de-a lungul mai multor episoade să decapităm această minciună ordinară care s-a spus generațiilor întregi de români. Haideți să vedem acest ultim episod. Mi-l furară, Doamne, anii ne-au, pe-naltul domn cu tot cu laur. Am fost mințiți zeci de ani. Generații întregi de români au fost hrănite cu un neadevăr strigător la cer. Ne-au spus zeci de ani că Eminescu al nostru a fost un biet nebun. Că Eminescu al nostru a fost bolnav de sifilis. A venit vremea să spunem lucrurilor pe nume. Eminescu al nostru nu a avut sifilis. Eminescu al nostru nu a fost nebun. Eminescu al nostru a fost ucis pentru că iubea prea mult această țară. Eminescu a fost asasinat pentru că nu putea să tacă atunci când o vedea hăcuită, jefuită, furată, vândută de nulități politice care își spuneau patrioți și își umpleau buzunarele în numele dragostei de țară. În jurul lui Eminescu era o întreagă rețea de informatori, de spioni ai puterilor străine care dezmembraseră România. Eminescu era supravegheat pas cu pas. Despre activitatea lui se făceau rapoarte care ajungeau pe birourile șefilor spionajului marilor puteri ale vremii. În vremuri când marile imperii se destrămau, când națiunile luptau pentru emancipare și reîntregire, Eminescu, românul, încurca foarte tare planurile lor în această parte a Europei. Situația internațională era tensionată, iar România, dezmembrată, se afla în bătaia vânturilor istoriei, vândută de înșiși politicienii de atunci. Pepe Carp se afla la Berlin, unde negocia un tratat înjositor. Noi ne angajam să ne aliniem politicii Austro-Ungariei. Cu alte cuvinte, să nu mai revendicăm niciodată Ardealul ocupat. Eminescu nu putea să tacă. De aceea, Pepe Carp, nervos, i-a transmis lui Maiorescu, principalul agent al nemților și austriecilor, care l-avea în supraveghere pe Eminescu. Și mai potoliți-l pe Eminescu! Eminescu însă nu putea fi potolit. Atunci s-a luat decizia răpirii sale și internării la un azil de nebuni. Se urmărea prin asta aruncarea în derizoriu a tot ceea ce scrisese el în ziarul Timpul, al cărui redactor șef era. Pentru Maiorescu, agnetul dublu care primise ordin să-l bage la nebuni pe Eminescu, prilejul i-a apărut pe neașteptate în ziua de 28 iunie 1883. Eminescu locuia cu chirie în casa lui Slavici. Dimineață, la ora 7, doamna Slavici, supărată că Eminescu nu-i răspunde avansurilor amoroase, îi scrie lui Maiorescu. Domnul Eminescu a înnebunit. Vă rog, faceți ceva să mă scap de el, că e foarte rău. Maiorescu prinde din zbor oportunitatea. Imediat plătește o cameră la sanatoriul de boli mentale al doctorului Șuțu. Asta se întâmpla la 7 dimineața. Apoi îi trimite lui Eminescu un bilet prin care îl invite la el acasă. Planul era simplu. La societatea secretă Carpații, care lupta pentru reîntregirea României și unde Eminescu era cel mai ascultat lider, urma să aibă o ședință secretă.
Eminescu urma să țină un discurs. Maiorescu aranjează în grabă ca la orele 12, în plină ședință, să descindă poliția. Eminescu ar fi trebuit arestat și apoi internat la Nebuni, unde deja era oprită și achitată camera. Eminescu le dă însă planurile peste cap. Cu toate insistențele lui Maiorescu de a se duce la Societatea Carpații, intuiește capcana, fuge din casa lui Maiorescu și se ascunde la Baia Mitrașevski. După 8 ore, este dibuit de agenții Vienei, Secășanu și Ogășanu, care vin cu poliția și cu un furgon de la Nebuni, de la Șuțu. În pielea goală, Eminescu este luat în cămașă de forță și dus la sanatoriu. Aici îi se aplică un tratament groaznic. Este bătut în cap cu frânghie audă. Îi se fac injecții cu mercur pentru a-i se provoca un infarct. Eminescu rezistă în ciuda acestor maltratări. Atunci, Maiorescu a luat decizia să-l scoată din țară. Eminescu este dus la Viena. Timp de mai bine de o lună, medicii austrieci nu reușesc să-și dea seama deloc de ce boală suferă Eminescu. În decembrie, îl declară sănătos și recomandă externarea. Nimeni nu are însă interesul să-l readucă în țară, cu atât mai puțin Maiorescu. Medicul austriac, Obersteiner, îi cere în repetate rânduri să-l scoată pe Eminescu din spital, unde nu și-are locul printre bolnavii psihic. Fișele de observație medicală din timpul șederii în sanatoriul austriac dispar într-un mod misterios. Tot Maiorescu aranjează ca Eminescu să plece în Italia, sub atenta supravegherea unui om de încredere. La întoarcerea din Italia, Eminescu vrea să vină la București, dar Maiorescu face tot posibilul să-l țină departe de capitală. Toată munca sa, cărțile, notele de lectură, manuscrisele, se află la București, la Maiorescu. Prin intermediul diversilor prieteni, Eminescu îi cere în mod repetat acestuia să-i înapoieze lada cu cărți, fără de care ar fi trebuit să-și reia toată munca de la zero. Maiorescu este de neînduplecat. Cum nu se cumințește, este trimis tot cu forța la ospiciul de pe lângă Mănăstirea Neamț. Eminescu, pe deplin lucid, îi se plânge lui Gheorghe Bojeicu, de la Cernăuți, că a fost internat ca alienat, deși nu fusese. Este sechestrat la Neamț din noiembrie 1886 până în aprilie 1887. Gardienii aruncă pe el găleți de apă rece și îl bat cu funii audă pentru a-l calma. Încearcă să fugă de mai multe ori și în cele din urmă reușește să obțină o mutare la Iași, sub îngrijirea doctorului Ițac. Acesta este cel care îi va pune un diagnostic abracadabrant, preluat apoi de istorie. Sifilis congenital matern, cu paralizie generală progresivă. Asasinarea civilă a lui Eminescu din 1883 va fi completată de experimentele doctorului Isaac, care visa să scrie o lucrare despre cazul Eminescu, cu care să intre în analele medicinii. Contrar tuturor perceptelor medicale ale vremii, care arătau că mercurul este toxic și total contraindicat în tratarea sifilisului, doctorul Isaac îi va administra doze uriașe de mercur, de 4 până la 7 grame. Un alt psihiatru din București, Panait Zosim, care nu îl consultase vreodată pe Eminescu și cunoștea cazul doar din corespondența cu sora lui Harieta, preia diagnosticul lui Isaac și chiar îl completează cu următoarele reflexii. Ca psihopat ereditar, el ar fi petrecut încă nopți albe, ar fi făcut orgii, ar fi mistuit narcotice și excitante, în condițiile în care se știe că Eminescu era un adversar declarat al narcoticelor. Un psihopat alcoolic și sifilitic, el a ajuns să aibă perioade de furie, de inconștiență, de prozaică întunecare a activității psihice. De-abia în 1888, Veronica Micle reușește să-l smulgă din mâinile doctorului Isaac și să-l aducă în sfârșit la București. Aici reîncepe să publice și, în urma unui articol împotriva guvernului apărut în România Liberă, este internat cu forța tot la doctorul Șuțu. Aici se petrece nenorocirea, pusă la cale cu atâta meticulozitate. Eminescu se plimba prin curtea sanatoriului cu frizerul său, pe care îl învăța să cânte: Deșteaptă-te, române! Un nebun a venit și a cerut mărul pe care Eminescu l-avea în mână. Pentru că nu i l-a dat, l-a lovit cu o piatră în cap. Dar nu acesta a fost atacul care l-a ucis pe Eminescu. Iată un document excepțional. Autopsia lui Eminescu, efectuată de medicul legist Tălășescu. În rezumat, nici craniul, nici figura nu prezintă stigmate pronunțate de vreo degenerescență. Greutatea encefalului a fost de 1,490 de grame, adică superioară celei din starea normală și egală, după un doctor care asistă la autopsie, cu aceea a encefalului celebrului poet german Schiller. Comparându-se între cele două hemisfere, s-a găsit o greutate mai mare de 25 de grame în favoarea hemisferului stâng, care este organul cugetării și al acțiunii.
Circumvoluțiunile frontale ocupau ele singure mai mult de jumătate din volumul hemisferelor, indicând, până la punct, dezvoltarea anormală a regiunilor psihice în defavoarea celor senzoriale, motoare și vegetative. Lesiunea anatomopatologică caracteristică maladiei. Acea simfisă meningocerebrală, acele aderențe speciale între membrana pia mater și substanța corticală, ocupau două regiuni opuse, partea interioară a circumvoluțiunilor frontale și extremitatea posterioară a circumvoluțiunilor occipitale, pe când cele două ascendențe, cele parietale și cele temporosfenoidale, erau cu totul îndemne. Fapt ce explică unele fenomene clinice din viață, adică delirul și debilitatea facultăților intelectuale, precum și perversiunea facultăților instinctive. Pe de altă parte, lipsa tulburărilor grave ale motilității, contracturi, convulsiuni epileptiforme și monoplagii și lipsa tulburărilor senzoriale, iluziuni și halucinațiuni senzoriale. Din partea cordului s-a constatat o degenerescență grasă a pereților cordului, deveniți galbeni și fibrili, și prezența unor plăci întinse și proeminente, atât la baza valvulelor aortice, cât și fața internă a aortei ascendente. În fine, din partea hepatului și a rinichilor s-a observat de asemenea o degenerescență granulo-grăsoasă considerabilă. Ar fi interesant a cunoaște cauzele maladiei care a venit să izbească pe unul dintre cei mai mari poeți români. Știm că paralisia generală este o tristă achizițiune a secolului nostru și se datorează parte alcoolismului cronic, parte sifilisului și mare parte vieții tulburate și supraobosite la care ne împing necesitățile moderne. Viciurile de desfrânare, dorul exagerat de a se înnavuți, luptele politice, dubiul sufletului, ce și-l infiltra pe zi ce trece, spectacolul lumii acesteia cu neîncetata ei nedreptate și cu neîncetatele ei pasiuni, sunt apanagiul civilizațiunii moderne și întrețin într-o perpetuă excitațiune și consecutiv într-o congestiune quasi-cronică în altele regiuni ale cerebrului, acele în care sentimentele, imaginațiunea și raționamentul și-au ales de cuib și de sediu. S-a zis că Eminescu a devenit alienat în urma unei maladii sifilitice, ce l-ar fi izbit acum 10-12 ani. Eroare, Eminescu n-a fost sifilitic. Ideea aceasta s-a născut din doctrina eronată ce o profesa o școală germană, că paralizia generală este totdeauna o manifestațiune sifilitică, tot așa de înșelată ca aceea care susține că toate sclerozele cerebrospinale sunt de origine sifilitică. Alții au zis că el se alcooliza și această idee este, ca cea din tâi, o supozițiune cu totul gratuită. Dacă Eminescu a abuzat de beuturi alcoolice, aceasta a făcut-o când deja maladia începuse. Fosta oare hereditatea adevărată cauza maladiei? Sunt oarecări indicii în favoarea acestei aserțiuni, apoi mersul maladiei, fazele neregulate ale perincefalitei de care a fost izbit, oarecări particularități clinice indică o formă specială care se observă la cei care, predispuși prin hereditate la o maladie nervoasă, capătă o perincefalită. Adevărata cauza maladiei lui Eminescu pare a fi surmenajul cerebral, oboseala precoce și intensă a facultăților sale intelectuale. Grația constituțiunei native a spiritului său care l-a împins de timpuriu la o activitate mentală exagerată, în care imaginațiunea a avut rolul preponderent, grația tendințelor sale la producțiuni geniale în care apare o conștiință tulburată, grația educațiunii spiritului său adaptat la niște doctrine a căror fond este scepticismul, elev în fine lui Schopenhauer și lui Hartmann, ce el cita nelucuprațiunile sale delirante, celebrul său debil în unele din elementele sale, nu putu mai mult timp să reziste la bore excesive și fatalmente geniul său a trebuit să sucombe și intra aceasta. Eminescu n-a diferit de multe geniuri contemporane, care după ce au surprins și au uimit lumea prin înaltele și admirabilele lor producțiuni, s-au stins într-o maladie mentală ce nimic nu făcea să se prevadă. Mulți antropologiști, considerând incoherența și multiplicitatea de idei și de cugetări ce le-a agitat spiritul lui Eminescu, considerând sfârșitul său nenorocit, considerând în fine predispozițiunea hereditară la maladii nervoase, ar zice poate că Eminescu a fost un om degenerat și pentru aceasta imaginațiunea sa fertilă a împins spiritul său afară din făgașul obișnuit și comun generalității omenești. Poate că acei savanți vor avea dreptate. Totuși, noi, dezbrăcându-ne un moment de acele idei materialiste, ne vom aduce aminte de cuvântul lui Hristos: să judecăm arborele după fructele sale. Orică ar fi fost Eminescu predispus sau nu prin nașterea sa la alienațiunea mentală, degenerat sau nu, el a fost un geniu pe care toți îl admirăm
și înaintea memoriei căruia toți ne închinăm. Noi muncim de tocmai Neamănescu, Neamănescu Domnului Eminescu. Suntem înapoi în platoul Brigăzii Mobile. Am lăsat aproape întreg acest certificat medico-legal, acest raport de autopsie, pentru că l-am lăsat inclusiv cu cuvintele lui, pentru că are și un anumit parfum, chiar cu riscul de a fi acolo niște lucruri tehnice, chiar cu riscul, dacă pe unii dintre dumneavoastră oarecum poate v-a plictisit, am vrut să-l lăsăm, repet, este un document de o însemnătate excepțională. Vă pot dezvălui că în foarte scurt timp la Academia Română va apare un studiu al reputatului profesor, colaborator al emisiunii noastre, domnul profesor Beliș, pe această temă. Așadar, este un document excepțional. Ne-am străduit să vi-l prezentăm în cea mai mare parte, pentru că el are mult mai multe pagini, dar unele dintre ele sunt considerații personale. Este vorba despre un medic legist care nu făcea parte din conspirație. O să vede, se numește Tălășescu, acest medic, și cinste lui pentru că și-a făcut datoria de om și de, profesionist. O să vedeți că doctorul Gheorghe Marinescu, care ulterior cercetează inclusiv creierul lui Eminescu, atunci când a fost vorba să-i facă autopsia, o șterge nemțește în Germania, iar un alt mare savant român, atunci când trebuie să asiste la autopsie, o șterge franțuzește în Germania. Vă invit acum să urmărim câteva minute de publicitate. Revenind apoi cu discuții, vom reveni cu discuții pe tema acestui material pe care l-ați auzit, dar mai ales pe tema, profit de faptul că sunt doi psihologi de marcă aici, să vedem dacă medicul Tălășescu avea dreptate sau nu, pentru că ați văzut de ce boală gravă suferea Eminescu, și anume surmenajul. Haideți să o luăm publicitate și după aceea revenim. Christmas time is in the air. Hashtag snowstorm coldest can be. So share your season's greetings with me. Put out the milk and cookies. Hang up your stockings too. Santa's naughty or nice list is trending with a million. Experiențele se trăiesc împreună și se share-uiesc pe toate ecranele, de 4 ori nelimitat. Cu pachetul tău all-inclusiv fix mobil, ai beneficii nelimitate și multe surprize la super ofertă. Primești și două gadgeturi Samsung la ofertă. Sună la 1234. Telecom. Experiențe împreună. Mami, mami, ia uite! Ați făcut voi asta pentru mine? Da! Am și eu o surpriză. Ai făcut asta pentru noi? Unirea pentru fericirea făcută acasă. Pisicile ar face orice pentru gustul grozav al recompenselor trimis. Crocante la exterior, pufoase în interior. Trimis, atracție irezistibilă pentru pisici. Suntem cu toții uniți când vine vorba de protecția familiilor noastre. Fresh Discs de la DAC. Un disc previne petele unde se adăpostesc microbii pentru a-ți păstra toaleta curată cu fiecare jet de apă. Un disc îți protejează familia. Acum și cu agenți de înălbire. Noul Fresh Discs de la DAC. Cu agenți de înălbire. Seria Angeli. Momente de răsfăț. Faringo Hot Drink ameliorează rapid simptomele răcelii și gripei.
Iarna asta, surprizele nu se opresc cu oferta ta de 4 ori nelimitat. Ai și mai multe experiențe pe toate ecranele, competiții sportive de top, cele mai bune filme și seriale, cele mai noi emisiuni. Intră pe telecom.tv.ro și alege pachetul de sezon care ți se potrivește. Telecom. Experiențe împreună. Douglas, your partner in beauty. Mă doare îngrozitor în gât. Ia Strepsils Intensiv. Calmează rapid durerea, reduce inflamația și ușurează disconfortul la înghițire. Strepsils Intensiv. Eficient în tratarea durerilor în gât. Nu lăsa iarna să te scoată din formă. Trăiește activ. Ciugnatur Radler pentru orice anotimp. Îndrăznește! Un medicament care să calmeze migrena, dar și durerile de spate? Eficient și în caz de dureri musculare, dar și contra durerilor de cap? Poți conta pe Nurofen Forte. Cu doza maximă de substanță activă disponibilă fără rețetă, are puterea de a reduce inflamația acționând eficient direct la sursa durerii. Uită de durere! Fii din nou în formă! Nurofen Forte. Ținta lui este durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Adun toate broscuțele pe care le găsesc. Îmi place să bat recorduri de toate felurile. Iar eu ador momentele când suntem împreună cu toții. Cu Toffifee, o alună învelită în caramel cu cremă de nuga și ciocolată. Pentru că Toffifee are ceea ce place tuturor. E multă plăcere în Toffifee. Port proteză dentară, însă nu foloseam crema adezivă. Într-un final, la nunta fiicei mele, m-am decis să încerc crema adezivă Corega. Corega a trecut testul cu Prio. Proteza nu s-a mișcat deloc și nu a pătruns nimic sub ea. Corega ajută la fixarea protezei dentare până la 12 ore și împiedică resturile alimentare să pătrundă sub ea. Datorită cremei Corega, am uitat de proteză. Acum folosesc Corega în fiecare zi și sunt din nou eu însămi. Tenul meu arată perfect de fiecare dată. Secretul? Gerovital Fiole cu acid hialuronic, care acționează ca o armată de profesioniști perfect antrenată. Rezultatul? Un ten spectaculos. Cu Gerovital, fiecare femeie poate avea un ten de vedetă. Gerovital, doctor în frumusețe. Nu poți învăța în locul copilului tău, dar îl poți ajuta pentru ca examenul ce vine să-l găsească pregătit. Memo Plus, un ajutor de învățat ușor. Iată vin colindători, ciocolata e pentru cântători, de la Kinder. Cu efect dublu antibaronare și antiflatulență, Kebene Plus, combinație unică în România, acționează în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Colorarea părului este propulsată într-o nouă eră. Olia, creată de Garnier. Prima vopsea de păr permanentă, fără amoniac, pe bază de uleiuri. Revoluționar! Uleiurile propulsează și fixează culoarea adânc în interiorul firului de păr. Performanță maximă a culorii. Îmbunătățire vizibilă a calității părului. Niciun fir alb. Olia, creată de Garnier. Uită de infecția urinară! De acum poți face tot ce-ți dorești. Plimbări cu bicicleta, excursii cu prietenii, timp petrecut cu cei dragi. Pachetul complex Urifin plus ceai de la Alevia susține sănătatea tractului urinar și reduce disconfortul. Urifin, soluția completă pentru un tract urinar sănătos. Of, copiii ăștia, toată ziua plăcintă de casă. Bunii, așteptăm! Noroc cu foile de plăcintă de la Bella. Are și Bunii secretele ei. Foi fine ca de casă și iese plăcinta gustoasă. Răsfață-i pe cei dragi cu plăcinte savuroase făcute în casă cu foile de plăcintă Bella. Gusturi de altădată, gata de îndată. De la Bella. Ho, ho, ho! Iarna aceasta, Germano să-ți aduce Nokia Lumia 630 Dual SIM, telefonul cu care poveștile tale de sărbători sunt șeruite mai ușor. Un device cu care descarci cele mai noi jocuri și asculți muzica ta preferată stocată pe 8 GB de memorie internă. Îl găsești la Germanos la un preț special împreună cu abonamentul nelimitat Voce L de la Telecom. Comanda online pe germanos.ro sau vino în magazine. Germanos te conectează cu tehnologia.
super ziua se cunoaște de dimineață. Bună dimineața! Cele mai tari dimineți sunt aici. Cu Roxana și Bote, de luni până vineri de la 9 dimineața la Antena Stars. Cu el, vedetele fac show. Mamă, ce e aici? Cu el începe adevărata nebunie. Nu o să vă vină să credeți. Maestrul super spectacolului dă tonul la The One and Only Răida Bun cu Mihai Morar. De luni până vineri de la 8 fără un sfert seara la Antena Stars. Revenim în platou. Vreau să vă mai spun un lucru pe care vi-l voi enunța către sfârșitul emisiunii, cu riscul de a supăra pe foarte mulți. Publicistica lui Eminescu, analizele economice ale lui Eminescu, analizele politice ale lui Eminescu fac victime și în contemporaneitate. Nu vă spun lucruri mari. O să vedeți către sfârșitul emisiunii despre ce este vorba. Acum să trecem împreună cu invitații la analiza materialului pe care vi l-am prezentat. Doamna Cristina Zaharia, încep cu dumneavoastră. Da. Credeți în ceea ce a spus doctorul Tălășescu? Dumneavoastră ați ascultat cu, cum să vă spun, cu urechea de profesionist. Da. Noi am ascultat oarecum savurând și parfumul limbajului vremii. Credeți că boala gravă de care suferea Eminescu, eu nu mă pricep ce spune el la cele două emisfere cerebrale, poate ne lămuriți dumneavoastră, boala gravă a lui Eminescu era surmenajul și altceva sau doar surmenajul? Vreau să fac niște specificații, da? Lăsând la o parte vremurile de acum, de peste un secol, da? Când limbajul nu era adecvat. N-am înțeles mare lucru din anamneza cazului. În primul rând, sifilisul are nevoie de, ca să-l investighez, este imperios necesar să existe metode minim invazive, da? Deci acele analize ale sângelui. În absența lor, ghidajul la vremea respectivă raportat cu patologia este strict bazat pe simptomele pacientului. În al doilea rând, într-adevăr, sifilisul poate duce la o demență progresivă după o perioadă foarte lungă de timp. Dar să nu uităm că sifilisul, acei spirocheți, sunt în stare latentă într-un organism sănătos pe o perioadă de foarte mulți ani. Deci îl scoatem din calcul automat în cazul lui Eminescu, atât de mare valoare a țării noastre. În al doilea rând... Deci stați-mi voie să subliniez aici, să punctez. Deci chiar dacă, așa cum spun Maiorescu și ceilalți acoliți ai lui, ar fi avut sifilis, în niciun caz nu s-ar fi manifestat la acea vârstă. În niciun, în niciun caz, sifilisul se ia prin contact sexual, da? Să nu uităm pas... Nu există sifilis ereditar? Nu există sifilis ereditar. Nu există nici măcar psihoză congenitală. A folosit termenul psihoză congenitală. Ce Dumnezeu înseamnă psihoză congenitală? Nu se poate așa ceva. Domnule, da? Deci două erori Butoi. grave de anamneză. Domnule profesor Butoi, spune sifilis congenital. Dacă este congenital... Ereditar. Dacă este ereditar, nu e normal să aibă și celelalte rude, ceilalți frați? Păi vedeți cât adică de bine... să transmite ereditar numai la unul, ăla la care avem noi interesul să-l lichidăm? Pe lângă că faptul că sifilisul are niște etape foarte urâte în, stare, în stadiu terminal, da? Căderea dinților, atrofie musculară, da? Organismul este atât de slăbit încât repausul la pat este imperios necesar, lipsa apetitului de mâncare, da? Păi ce fel de repaus la pat? Atâta vreme cât el se plimbă prin... Și este și psihotic, da? Și asta este confirmat de toată lumea. Deci el se plimbă prin curtea sanatorului, domnule profesor. Mă asociez observațiilor perfect profesioniste ale domnișoarei psiholog Zaharia, Cristina. Nu am nimic de adăugat aici, doar să punctez faptul că medicul și întreaga echipă se fac tributarii teoriilor localizaționiste ale timpului, teoriilor morfopsihologice și acordă importanță uneori neacoperită unor modificări care apar în structura nervoasă a creierului.
Apropo de hereditar sifilis, de generescență de această natură, ați făcut o observație de bun simț, domnul Bolan, și anume că ar fi trebuit aceste tușe să se resimtă în arborele genealogic, verișori, frați, surori, etc. De la o vârstă mică, nu? La o vârstă foarte mică, sigur că da, și într-o oarecare măsură destul de pregnante. Ori noi știm că avem de-a face cu un ofițer. Păi aici, exact, aici vroiam să subliniez, da? Unul dintre frații lui Eminescu, Matei Eminescu, da, este ofițer în Armata Română. Iar pe vremea aia, în Armata Română nu prea te angaja ca în Armata Greu Sovietică. Greu de ajuns și studii în străinătate, la școlile militare. Și cred că treceai pe niște filtre care, dacă ai fi avut sifilis, la fel, bănuiesc că nu prea făceai. Sora Henriet Eminovici este o femeie a timpului cu o vizibilitate deosebită, asupra căreia niciodată tușa unei boli ereditare nu a fost pusă. Dar acum sunt oameni care ne ascultă, ziariști, redactori de redacții. Ei știu viața pe care o trăiesc. Nopțile nedormite, situațiile conflictuale, capacitatea de a te documenta perfect asupra unor materiale care creează probleme. Și atunci când ești redactor la timpul, cum a fost redactor șef, redactor șef în vremurile acelea, sigur că purta omul responsabilitățile vremurilor, a materialelor. Tot timpul se ducea, se consulta cu Maiorescu, cu alții, fără să știe, bineînțeles, cam care a fost fațeta acestora în viața lui. Pe urmă, internarea aceasta. Internarea se face la cerere sau în momentul în care pericolul social al nebunului, nefericit, bineînțeles, nu mai face posibilă ținerea lui în societate. Păi care sunt gesturile pe care le-a făcut Eminescu pentru a putea fi internat, furat cu furgonul și dus? Păi vă spun eu care. Pe peronul gării de nord, când îl trimit la Viena, îi face semn de ocheșanu, așa, pe care îl scuipă pe Maiorescu. Eu cred că avea dreptate să-l scuipe. Haideți să mai vedem un material, foarte scurt. Ce reprezintă materialul ăsta? Este, dacă vreți, punctul de vedere al brigăzii mobile, al meu. De ce? Principalul motiv pentru care Eminescu trebuia eliminat. Haideți să vedem materialul. Însuși Brătianu pronunță cuvântul: numai un nebun ar fi crezut că noi putem să destrămăm Imperiul Austro-Ungar și să alipim Transilvania regatului român. Numai că nu e nici ca în scrisoarea lui Maiorescu către slavici, în care îi spune: timpurile și cei puternici fac hărțile Europei, nu persoane geniale particulare. În 1883, Eminescu e cel ce are dreptate în 1918, când se face Marea Unire. Și atunci venim și întrebăm: geniul este nebun sau derbedeii care fac politica supusă a unui stat? Totdeauna geniile au dreptate, pentru că sunt creiere și gândiri historiale, adică sunt bine încrustrați, da? Bine înstructurați în gândirea ontologico-historială pe care o numesc sanscrita, pe care Eminescu o știa, greaca și o română pe care a vorbit-o pentru noi toți. Suntem înapoi în platoul Brigăzii Mobile, așadar, doamnelor și domnilor, punctul de vedere al meu, al Brigăzii Mobile, este că Mihai Eminescu trebuia eliminat fizic, nu numai făcut nebun, trebuia fizic eliminat, pentru că urmau vremuri foarte tulburi pentru cei care asupreau această țară. Iar Mihai Eminescu, vă reamintesc, făcea parte din societatea Carpații, societate care milita pentru unirea Transilvaniei cu patria mamă. Eminescu vroia să dezvăluie tratatul înjositor, nemernic, pe care vroiau să-l facă pe sub masă, pe Carp, regele și ceilalți conducători, ceilalți politicieni, vreau să-l facă pe sub masă cu Austro-Ungaria și cu Germania, pentru ca să nu mai revendicăm niciodată Ardealul. De-aia spun că nu Eminescu are dreptate în 1883, când îl iau de pe stradă. Nu Eminescu are dreptate când cere alipirea Ardealului, pentru că cei puternici fac hărțile Europei. Ei bine, Eminescu a avut dreptate. România Mare s-a înfăptuit.
Da, Cristina, vreau să faceți un comentariu. Da, vreau să fac o specificație în paralel cu rezultatul anatomopatologii pe care l-a făcut medicul la vremea respectivă. Da? Oamenii normal, își folosesc în medie între 16 și 18% din capacitatea cerebrală. Între 18 și 21% folosesc geniile. Tot ce trece de 21% ne referim strict la paranormal, deci nu intră în subiect. Geniile au o capacitate cerebrală mult mai dezvoltată și automat există și acea extensie, da? De câteva grade, care la rezultatul anatomopatologic se vede clar, da? Deci la autopsie se vede clar că este puțin mai mare creierul. Trebuia să fac această specificație pentru că s-a sugerat că din cauza surmenajului și, mă rog, altor factori heredocolaterali s-a remarcat această extensie. Există probabilitatea că Eminescu într-adevăr să fi fost un geniu extraordinar de mare și creierul lui să funcționeze la capacitate maximă și să dea această extensie. Deci nu trebuie neapărat să fie vorba despre ceva patologic. Da? Păi, dacă luăm ce a scris, ce a muncit... Opera lui ne duce la concluzia că a fost un geniu. Mai puțin credem că... Da, da, s-a dezvoltat creierul ăla pentru că l-a și folosit. Categoric, vă rog, da, profesor. Funcționalitatea, noi avem, funcția creează organul, nu? Ori funcționalitatea aceasta debordantă a unui om care e regăsit în sociologie, în psihologie, în economie, în arta dramatică, în foarte, foarte multe activități, au condus, sigur că da, la apariția unor extensii, unor dezvoltări oarecum asimetrice și așa mai departe, dar care, iată, așa cum spunea și domnișoara Zaharia, au explicații științifice. Acum, sigur că ceea ce afirmați, ținta directă este și trebuie eliminat. Păi câtă vreme există în concepția unui trădător de țară faptul că cei puternici fac hărțile lumii, atunci sigur că era deranjant, exact ca paiul în ochi. Trebuia eliminat. Au fost chestiuni pe care documentele dumneavoastră originale le-au reținut. Comenzi, terminați-l pe Eminescu. Vedeți ce faceți cu Eminescu. Eu aș vrea să-l felicit pe domnul Constantin Barbu, doctorul cercetător, acest eminescolog. Și-a dedicat viața. Și-a dedicat întreaga viață acestui subiect. Vreau să, așa, să apreciez și norocul pe care vi l-a dat Dumnezeu să găsiți documente originale care nu pot fi combătute sub nicio formă. Iar modul în care s-a devoalat de-a lungul celor patru episoade punerea aceasta la cale a unor profesioniști, domnul Bănan, a avea rețea informativă în România în care ai agenții de intervenție pe Maiorescu, pe Carp, pe Caragiale și așa mai departe, înseamnă să fie agenție profesionistă. Numai că, iată, istoria nu iartă, arhiva nu iartă și e bine ca Eminescu să-și găsească loc, începând de la abecedar până la studiile superioare. Poate că și în abecedarele din Republica Moldova. Poate se aude de aici, de la Brigada Mobilă. Poate și în abecedarele din Republica Moldova să-și găsească locul și să spunem cine a fost Maiorescu, cine a fost Caragiale, pentru că una este scrisoarea pierdută, alta este ceea ce a semnat Caragiale. Și asta, dacă îmi dați voie, stimați invitați, stimați telespectatori, am să îndrăznesc să vă reamintesc câteva din argumentele pe care le-am adus de-a lungul acestui serial. Și dumneavoastră să mă contraziceți dacă am dreptate sau dacă n-am dreptate că Eminescu a fost asasinat de o conspirație mondială. Am tot discutat și pe Facebook cu tot felul de telespectatori, tot felul de oameni. Unii dintre ei mă contrazic, spun că adevărat este ce scrie în carte. Eminescu a murit nebun, bolnav de sifilis. Avem acest document semnat de doctorul Tălășescu, asumat de către marele profesor Gheorghe Marinescu. O să, dacă vreți, putem să analizăm și povestea cu creierul lui Eminescu pus pe geam două zile, care, cum să vă spun, n-a mai fost bun de analizat când s-a întors doctorul Marinescu. Cineva l-a pus pe geam, că n-a plecat singur acolo, cineva l-a pus pe geam cu intenție. Deci, cum să vă spun, nici după moarte Eminescu n-a scăpat din ghearele derbedeilor răstorat. Facea parte din algoritmul, din legenda țesută pentru a escamota realitatea. Sigur că un creier aflat alterat, grav, nu mai putea să facă obiectul nici analizelor. Nici nu mai puteau spune că n-a avut sifilis, sigur putea să rămână povestea cu sifilis în picioare. Am apreciat lucrătura, numai că golăneala, uite că ați întors-o dumneavoastră în emisiunea asta. Deci, haideți să recapitulăm. În primul rând, faptul că la 7 dimineața, fără să-l vadă la față, Maiorescu, îi oprește un loc la azilul de nebuni.
Până atunci, Maiorescu, Eminescu nu avusese niciun fel de manifestare. De proști au fost, au și... bine, până la urmă, cum să vă spun? Până la urmă nu au fost proști, domnul Bălan, pentru că încheiem de o epocă. Au fost acum. Încheiem o epocă în care, iată, mai aveți oameni care se îndoiesc de realitate. Au spus că l-a lovit subit pentru că lumea îl știa pe Eminescu. Dom'le, de unde până unde l-a scos nebun pe data de 28 iunie? Deci n-a fost pe 27. Fac era bun întreg. Domnul Bălan, repet încă o dată, sunt oameni de presă, ziariști, ei cunosc tensiunea în care se lucrează, redactorii, șefi și așa mai departe. Aici poți dezvolta cel mult un coeficient nevrotic, da? Cu inapetență, insomnie, anxiozitate, toate acestea sunt pasagere, trecătoare. Exact. Asta nu e nebunie de internare. Nu, i-au făcut corelarea între sifilis și nebunie, deci a trebuit știți să se alege de ceva, da? Are, este nebun pentru că are sifilis. Da. Altfel, n-am cum să dau explicații celor care și-ar fi ridicat niște semne. Haideți de să vă spun ce au spus vis-a-vis de data asta fatidică, de ce s-ar fi declanșat boala lui Eminescu. Pentru că era sfârșit de iunie, pentru că era foarte cald, spun ei, în București, și din cauza căldurii s-a declanșat boala. Ei bine, din nefericire pentru ei, s-au păstrat statisticile. În ziua aia erau 27 de grade în București. Deci la 42 de grade ar trebui să fim o națiune de schizotipali hebefrenici. Da, sigur da, că, să zicem că ar fi așa. Trecută, dar în ziua aia de 28 iunie erau 27 de grade în București, așa că mint și atunci când spun că s-a declanșat boala. Vă reamintesc foarte pe scurt. 1. Deci Maiorescu oprește camera la nebuni. 2. Insistă să-l trimită pe Eminescu la Societatea Carpații ca să fie arestat de către poliție. După aceea trimit, fără să-l vadă pe Eminescu la față, trimit furgonul. De ce n-a trimis doar poliția și atât? Trimit furgonul la Baia Mitrașevski. Ați explicat dumneavoastră, domnule profesor, retragerea lui în Baia Mitrașevski că a fost un act de voință al unui om, vă rog, întreg la cap. Este vorba de un om normal care a dibuit imediat făcătura, vremurile respective se pretau la așa ceva și și-a luat măsuri de precauție. Am înțeles. Și mai avem, dacă vreți ca argument, prezența unor spioni dovediți, Mite Kremnitz, oamenii contelui Kalnoki, care era șeful serviciilor secrete austro-ungare. Din păcate, iarăși, timpul trece, când discutăm despre Eminescu, trece mai foarte repede. Mai avem un episod în care să punem în discuție cele două lovituri care au fost constatate asupra craniului? Dacă e nevoie, o să mai facem. Dacă vreți, o să vă spun despre... Nu, aș dori să puntez acest lucru, că nu se știe ce se va întâmpla. Din perspectivă medico-legală, asupra craniului lui Eminescu s-a acționat atunci cu prilejul refuzului și conflictului cu persoana alienată. Când s-a identificat pe craniul lui Eminescu, temporoparietar, o cicatrice în curs de vindecare. Și s-a mai constatat în occipitus lovitură puternică cu înfundarea bazinului cranian proaspătă, de o zi, aia două. Acum a fost ucis. Fatală. Sigur a fost. Că da. Exact, nu ce spun ei în curte. Haideți să luăm câteva minute de publicitate, ne întoarcem. A fi prietena mea sau a nu fi prietena mea? Dar tu vrei să fii prietena mea? Povestea ta e cea mai tare urare. Șeruiește-o și fă-o surpriză din ea. Iar noi îți urăm să șeruiești fericit cu opțiunea pe care o alegi. La cartela Telecom primești sute de minute naționale și internaționale sau trafic de date la super preț. În plus, îți alegi un bonus care face diferența. Sună la 1234. Telecom. Experiențe împreună. Mamacita, donde está Santa Claus? Donde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita, oh, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas. Se apropie zilele. Mergem la Jumbo, București, Paradi și Berceni, Timișoara, Oradea și în curând în Arad, în Ploiești și în Pitești.
dezlănțuie noua experiență. Mentă electrizantă. Aromă de pepene roșu saburos. Mentă răcoritoare. Noua experiență 5. Nou intens îmbunătățit. 50% dintre femei au cel puțin o infecție urinară în timpul vieții. În 80% din cazuri, infecția urinară este cauzată de bacteria E. coli. Pentru etape diferite, există soluții diferite. Urinal acut, efect puternic și rapid. Urinal Balance, în special după administrarea de antibiotice. Urinal capsule și hot drink, protecție naturală. Urinal sirop, special creat pentru copii. Urinal, prima gamă complexă din România. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cu ani în urmă, inventatorii Twix au avut o dispută și producția a fost împărțită în două fabrici cu strategii radical diferite. Pentru Twix-ul stâng se turna caramel pe biscuit, pentru Twix-ul drept se punea caramel pe biscuit. Twix-ul stâng era îmbrăcat în ciocolată, Twix-ul drept era învelit în ciocolată. Azi mai au în comun doar ambalajul și o parcare prost gândită. Încearcă-le pe amândouă și alege. Dacă te presează des, dacă te ustură și te doare, și dacă mai iei și antibiotice, există Urobiotic. Formula elvețiană Urobiotic. O combinație unică de afin american cu prebiotice și probiotice. Urobiotic. Pentru disconfortul urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Reduceri de 10 milioane de lei într-o singură zi. Luni se împlinesc 13 ani de când comanzi online de la EMAG. Distrează-te în weekend. Cumpărăturile ți le faci luni de la EMAG, când toate produsele sunt în promoție aniversare. Te așteptăm luni 8 decembrie pe emag.ro. Ți-am pregătit reduceri de 10 milioane de lei pe carduri cadou. Când circulă gripa sau răceala, toți din casă se pot îmbolnăvi. Dar există Nurofen, cu medicamente eficiente împotriva simptomelor de răceală și gripă pentru toată familia. Nurofen Junior pentru cei mici și Nurofen Răceală și Gripă pentru adulți. Acționează prompt, țintind sursa febrei și durerii, ca să-i poți pune pe toți pe picioare la nevoie. Nurofen și familia ta. Mai bine împreună. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Acesta nu este doar un ecran, este o fereastră sau chiar două. Este cel mai bun loc la cinema. Și vede în întuneric. E camera ta foto și caietul tău de notițe. Nu, acesta nu este un ecran. La Vodafone ai exclusiv noul Samsung Galaxy Note 4 Auriu. Schimbă-ți vechiul telefon prin programul 4G Smart Buyback. Acum ai nelimitat net și minute naționale la orice abonament cu SuperNet 4G. Vodafone. Nu aici, nici aici. Aici nu e nimeni. Mami! El știe deja că tu ești mămica lui. De ce să nu fii cea mai bună mămică? Cu pliculețele Whiskas Junior îl ajut să crească mare, iar tu devii cea mai bună mămică din lume. Nu lăsa iarna să te scoată din formă. Trăiește activ. Ciugnatur Radler pentru orice anotimp. Îndrăznește! That's a good cloud. There you go. Can I pay your cloud, please? Sure. Whoa. He doesn't like to be touched there. Well, let's go home, Freddy. Fruity. Pet the rainbow. Taste the rainbow. Ai noștri nu au buton de oprire. Le place să afle toată lumea ce bine se distrează. Și când se face liniște, ceva nu este în regulă. Febră, durere, lăsați-ne în pace. Panadol Baby se absorbe rapid și alină eficient durerea și febra copiilor între 3 luni și 12 ani. Panadol Baby. Când durerea și febra dispar, revine pofta de viață. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
Ce dă savoare momentelor speciale. Gustul fructelor de mare, pastele italiene sau trufele de ciocolată. Gustul Selection. Gama noastră exclusivă care transformă orice ocazie într-un moment special. Încearcă savoarea pastelor italiene Pacchieri sau Fusilloni, ideale pentru o masă delicioasă în familie, 500 de grame, acum la doar 5,99 lei. Selection. Alegere elegante pentru gusturi rafinate. Pentru musafirii neprevăzuți, ia KFC Christmas Bucket. 4 crispy strips, 4 bucăți de pui, 4 aripioare picante și 4 file bites. KFC. Oameni pe bune, povești pe bune, pui pe bune. Vodafone, ai tehnologie la modă cu noul Samsung Galaxy Alpha. Acum ai nelimitat neci minute naționale la orice abonament cu SuperNet 4G. Vodafone. Sunt cele mai cuminți. Duminică seară, ce asistentă TV sunt eu, Halat? Am văzut ceva la voi la emisiune. Știi care-i treaba cu sarcina cu copilul? Și cele mai iubitoare. Ma, te-a schimbat un pic. Îmi strici unghia, vin la tine și ce, mă dai și afară? Da. Nu știu cine te crezi, a trebuit să-ți arunc toate astea pe aici. Așa și trebuie să fie de Moș Nicolae. Asistentele cu Ana și Loredana. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Antena Stars. Antena 1 îl prezintă pe Ștefan Bănică în concert extraordinar de Crăciun. Cea mai longevivă și complexă producție muzicală din România. Vino pe 12, 13 și 14 decembrie la Sala Palatului să trăiești alături de Ștefan Bănică magia Crăciunului. Dacă sunt ne întoarcem în platou, discuții aprinse pe timpul publicității. Cred că va trebui să mai revenim. Este și în funcție de semnalele pe care le vom primi de la dumneavoastră. Așa este. În finalul constatării medico-legale se spune că acea lovitură pe care a primit-o Eminescu cu piatra de la nebunul din curte era în curs de vindecare și că în ceafă, cum să vă spun, în moalele capului exista o lovitură puternică care într-adevăr a cauzat moartea. Poate că de aici e și explicația de ce a fost pus creierul pe geam ca să nu se vadă acea lovitură. Sorin, haide, pot să fac încă o specificație. Da? Am atât de multe de făcut și timpul alocat este foarte scurt. Tiparul schizotipal, aș vrea ca oamenii să înțeleagă clar, transpune în exteriorul nostru persoanele care suferă de această urâtă afecțiune, tulburare psihică, este cea mai agravantă dintre toate, da, pe lângă Alzheimer, care este o degenerare progresivă neurologică. Transpune prin toată ființa celor care suferă de așa ceva. Operele clasicului Eminescu nu au absolut nimic din tiparul unui schizotipal. Eu vă invit, apropo de opere, dacă vreți un argument, vă invit să citiți o poezie cenzurată, pentru că Eminescu este cenzurat în continuare în România. La Arme se numește. Haideți, din păcate, să revenim și în contemporaneitate, că România este țara asta care are și necazuri, are și criminali. Revenim la Teleorman. Haideți să vedem materialul, pentru că se fac pași importanți în dovedirea celui care a ucis-o pe Eliza Dragne. Nicu Cristea, bărbatul din calul în firești Teleorman, principalul suspect de moartea Elizei Dragne din Alexandria, a fost supus în această săptămână detectorului de minciuni, deși a fost confruntat cu declarația victimei, dată de aceasta cu ultimile puteri înainte de a muri, care îl indica pe Nicu drept autor. Acesta continuă să susțină că nici măcar nu a cunoscut-o pe Eliza. Cu atât mai puțin
nu s-a întâlnit cu ea și nu a agresat-o. Nicu inițial a refuzat testul, după care a acceptat. Poligraful l-a indicat cu comportament disimulat. Adică, Nicu din Calonfirești a mințit atunci când, sub detector, a afirmat că nu a cunoscut-o și nu a agresat-o pe Eliza. Testul cu detectorul de minciuni nu este probă în instanță, dar este un indiciu extrem de important pentru anchetatori pentru a ști în ce direcție să îndrepte cercetările. Nicu Alin Cristian, afară de faptul că nu recunoaște nimic, susține că are și un alibi extrem de solid. În ziua fatidică, atunci când a fost ucisă Eliza, el spune că a stat toată ziua acasă. Era împreună cu tatăl și bunicul său. Mai mult, a lucrat afară, în grădină. A tăiat un prun. Nicu susține că nu a ieșit din curte decât în jurul orelor 23, atunci când a plecat până la Alexandria ca să-și ia soția de la serviciu. S-a întors împreună cu ea în jurul orelor 24. De atunci nu a mai ieșit din casă. Povestea lui este confirmată, așa cum am spus, de tatăl și de bunicul său. Brigada mobilă însă a descoperit un martor extrem de important, a cărei identitate deocamdată, lesne de înțeles, o vom proteja. Martorul demolează, practic, întreaga construcție a lui Nicu. De aproximativ 2 săptămâni, Nicu venea acasă mereu spre dimineață cu muzica din mașină dată la maximum. La fel și pleca pe înserate în oraș. În ziua când s-a petrecut crima, Nicu a fost văzut, sau dacă vreți mai exact, mai întâi a fost auzit și apoi observat de către martor, plecând de acasă în jurul orelor 19:30. Și astfel, Nicu lipsește de acasă chiar în intervalul critic. Din nou în platoul Brigăzii Mobile, doamna Zaharia, întrebare. Nicu este? Nicu din Calonfirești sau nu? Părerea noastră de psiholog. Din punct de vedere profesional, sunt nevoită, da? Și regret această obligație să spun că în proporție de 99% este un caz clasic de psihopatie. Ceea ce este regretabil este că trăim printre oameni care văd elemente de tâlhărie, agresivitate fizică și verbală și preferă să tacă de frică, da? Deci o întreagă comunitate poate fi redusă la tăcere printr-un singur factor amenințător, da? De viață. Am înțeles că cei din localitatea respectivă, fiind o comunitate... Oamenii au început să vorbească. Au început să vorbească după ce cazul a fost mediatizat. Exact. Dar, Sorin, dacă ei vorbeau la primul caz de tâlhărie, care s-a soldat cu o victimă, o doamnă foarte solidă, care a reușit să scape doar cu o mână ruptă, dar au fost repetate cazuri de tâlhărie, da? Agresivitate asupra unei foste relații cu o minoră, da? O fată minoră de 16 ani. Cazul este foarte complex. Sunt convinsă că vom auzi de domn rezolvarea lui curând. Precis mai vorbim. Domn profesor, un minut până la final. Spuneți-mi, a căzut detectorul de minciuni? Răspundeți ca la o întrebare închisă, ca la detector. Da sau nu? Am înțeles că da, a căzut detectorul de minciuni. Este un indice orientativ pentru organele de poliție să-și concentreze asupra sa toată atenția până când va fi dovedit cu probe clasice sau exclus dimpotrivă. Oricum, înțeles. V-aș vrea să subliniez încă o dată această nenorocire care este Facebook-ul necontrolat și aflat la îndemâna copiilor, adolescenților, tinerilor. Duplicitatea personajelor care se ascund după această rețetă este extrem de periculoasă. Poți găsi în spate proxenet, psihopat sexual, poți găsi tâlhar, poți găsi hoț și așa mai departe, exact. Care își face imaginea Haideți cea mai să frapantă. Vă dezvălui acum, pentru că este final de emisiune, să vă spun, apropo de ce v-am zis la început, că Mihai Eminescu, opera lui Mihai Eminescu, mai face victime și în contemporaneitate, vi-l aduc în atenție pe regretatul profesor Alexandru Oprea, care mi-a fost profesor și în facultate, eminescolog de elită, omul care a tipărit volumul 9 și volumul 10 din Eminescu și care a decedat în condiții deloc elucidate. Sunt Sorin Ovidiu Bălan, vă mulțumesc că v-ați aflat alături de noi. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare, la orele 20. Misiunea Brigăzii Mobile din această săptămână se încheie aici. Ne revedem, așa cum v-am spus, la orele 22, rectific, nu 20, la 22. Țineți aproape!
genul programului Reality Show. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Senzuale. Admirate. Celebre. Asistente TV. Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, then you let go. Cine sunt ele după ce se stinge lumina reflectoarelor? You try to hide it, I know you do. When all you really want. Crezi că le cunoști cu adevărat? Ana și Loredana, asistentele. Mie care întreabă acum sarcina cu copilul. Ce ai văzut? Ce să... Da, am văzut știrea, da. Păi... Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat acum mulți ani. Mami, dar îți doreai să-l păstrezi? Vrei? Păi nu știu. Mi-am dorit un pic așa. Da? Mm-hmm. Și el? Și el. Da. Muncim ca niște sclave zi de zi. Frumoase am fost pe cel dintui traseu și condamnat.